Slăviți să fie Domnul! Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul din voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Amin. Vă rugăm să reluați locurile. În anii copilăriei mele se cânta des o cântare care spunea așa: două drumuri sunt pe lume, unul e bun și altul e rău. Unul duce la pierzare, celălalt la Dumnezeu. Sunt două entități. Fiecare entitate are calea pe care merge și fiecare are destinația ei. Una din entitățile acestea e biserica, cealaltă e lumea. În Efeseni 2 spune: voi erați morți în greșalile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, la Duhul care lucrează acum în fie neascultării. Deci lumea are mersul ei. Biserica are mersul ei. În Matei 7, versetul 13 și 14, Domnul vorbește de două căi, una largă și una îngustă. Lumea merge pe calea cealaltă. Biserica a ales să meargă pe calea cea îngustă. Spuneam că-s două destinații. La capătul cărării, a căii, biserica va merge în fericire veșnică, iar lumea în chinuire veșnică. Acum, noi ca și biserică înaintăm pe calea aceasta. Dar sunt două duhuri care călăuzesc pe oameni. În 1 Ioan 4:6 se vorbește de duhul adevărului și de duhul rătăcirii. Diavolul are interes să ne rătăcească, să ne abată, să deviem de la calea lui Dumnezeu. Calea lui Dumnezeu are niște caracteristici. Și în seara asta noi ne verificăm pe ce cale suntem. În Isaia, capitolul 35, versetul 8, acolo în pustiu se va croi o cale. Se va chema calea cea sfântă. Cei păcătoși nu pot să meargă pe ea. Acum eu sunt pe calea cea sfântă. Ca să mergi pe calea cea sfântă, trebuie să te anevoiești să trăiești în sfințenie. Să ne ajute Domnul! În Fapte, capitolul 9, versetul 2, vorbește de calea credinței. Că Saul de va găsi pe careva umblând pe calea credinței, să-i ducă legați la Ierusalim. Ca să mergi pe calea credinței, trebuie să ai credință. Și în seara asta ne verificăm. Suntem pe calea credinței sau duhul de rătăcire ne-a amăgit? În Luca 1:79 spune că a venit soarele neprihănirii ca să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Ai pace în inima ta? Ai pace în casă? Ai pace în adunare? Ai pace în societate? În cartea Iov spunea: împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Ai pace? Dacă nu ai pace, cum poți să mergi pe calea păcii? Vine diavolul, duhul rătăcirii, și vrea să ne devieze. În 2 Petru 2:2 spune: de unii oameni și din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. Mincinoșii nu pot să meargă pe calea Domnului. Ăștia sunt oameni care spun adevărul. Suntem pe calea adevărului? Doamne, ajută-ne! Spunea Iacov: există posibilitatea rătăcirii. Duhul de rătăcire, ăla din Ioan,
încearcă să ne ducă și pe noi în rătăcire. Eu toată viața am fost ceferist. Probabil că mai sunt și ceferiști aici. Când plecam din Suceava, din Burdujeni, și mergem pe linii directe, ajungeam la Ucraina, la Vadul Siret, treceam granița. Dar la ieșirea din Suceava era un macaz, se cheamă. Și dacă macazul era făcut pe linia abătută, ajungeam la Timișoara, la Cluj. Macazul ăla e de câțiva milimetri. Și încă atunci erau rudimentare, trebuia să mergi numai cu 30 la oră să nu sară trenul de pe linie. Dar sunt macaze performante în care intri în abatere cu 90 la oră, nici nu simți când ai deviat. Ei bine, Duhul rătăcirii acționează prin diferite ispite ca să ne devieze de pe calea Domnului. Și eu mă pornesc încolo și ajung în partea cealaltă. Știți care e o problemă în Romani, capitolul 12, versetul 2? Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței. Că un atlet poate să fie cât de iute, dacă nu aleargă spre țintă, nu va fi încoronat niciodată. Dă-ne Domnul minte înțeleaptă ca să avem ținta în vizor și să nu ne lăsăm abătuți de aceste duhuri ale rătăcirii. Și în seara asta aș vrea să ne verificăm un pic dacă nu cumva ni s-a făcut macazul. Eu citeam odată când au colonizat europenii America, foarte mare, întins, vast, întindere mare. S-au făcut acele orașe rudimentare, o cabană de lemn, cum au început americanii să facă orașele. Și erau distanțe mari dintr-un oraș în celălalt. Și ca oamenii să poată merge, unii au înfipt așa niște prăjâni, din milă în milă, că la dânsul nu-i cu kilometru. Și tu mergeai pe lângă parii ăia așa și ajungeai în orașul celălalt. Erau bandiți care ce făceau? Deviau primul țăruș, îl deviau un pic. Al doilea mai mult, al treilea mai mult. Și în loc să ajungi în orașul în care te-ai pornit, ajungeai în mijlocul deșertului. Terminai rezervele, veneau ei și te jefuiau și mureau acolo în deșert. Psalmul 74, parcă versetul 4 spune, vrășmașul a pus semnele lor drept semne. Versetul 9 spune, semnele noastre nu le mai vedem. În seara asta suntem atenți la duhul de rătăcire și la ispitele cu care acționează asupra noastră. Și de cumva vreo unul se vede că e în pericol de a rătăci, ne întoarcem înapoi și mergem pe calea dreaptă. Doamne ajută-ne din asta! În Obadia, versetul 3, care numai un capitol, spune mândria inimii tale te-a dus în rătăcire. Este careva atins aici de mândrie? Eu tot m-am gândit așa, cum au rătăcit evreii 40 de ani? Că scrie în Exod, capitolul 13, versetul 21, că un înger al Domnului mergea înaintea lor, prin nor și stil de foc. 40 cu 36, Exod 37 spune, evreii ridicau tabăra când se ridica norul deasupra taberei. Și atunci cum a rătăcit îngerul Domnului? Nu știa îngerul geografiei? Vine Pavel și spune în Evrei 3 cu 10, eu am spus de poporul ăsta, m-am dezgustat de dânsul. Ei totdeauna au rătăcit în inima lor. Rătăcirea începe în inimă. După aceea e rătăcirea fizică. Eu când am predicat despre fiul, s-a vorbit aici de fiul risipitor, că tata spune, a fost pierdut și l-am găsit. Pierderea fiului a început întâi în casă. Deuteronom 32, 28, poporul ăsta și-a pierdut bunul simț. Efesem 4 cu 19, și-a pierdut orice pic de simțire. Întâi își pierde bunul simț. Psalmul 14 cu 4 și-a pierdut mințile. Numeri 21 cu 4 și-a pierdut răbdarea pe drum. Nu vezi că sunt tineri care nu mai au răbdare să te iei în adunare? El e în adunare aici. Nu mai are nici bun simț. Povestea la noi, un frate care era de ordine,
se duce la noi în baie, o biserică foarte conservatoare și pocăită. Și în baie erau vreo câțiva puștani, vreo 10 copilandre, la 10 ani. Și când fratele ăsta intră, ăia îl întreabă, cu cine ții, cu Messi sau cu Ronaldo? Ăsta a rămas așa, mă, în baia adunării tu asta, întreb, cu cine țin eu? N-au, domnule, un pic de respect. Eu eram mic. Mi-aduc aminte când trebuia să mă întâlnesc cu fratele Ion Ieremia, presbiterul nostru, un om sfânt. O lăsat 10 copii acasă, au plecat în pușcărie, când nu au vrut să colaboreze cu securitatea. Un proroc al Domnului. Și acum mi-aduc aminte, eu mergeam încolo, el venea încoace. M-am aranjat așa ca în armată, care au făcut armată. M-am aranjat, băi, trec pe lângă fratele Ion. Și a spus, pacea Domnului. Și el a spus, Domnul să te binecuvinteze. Acum se pierde respectul ăsta. Se pierde bunul simț. Se pierde răbdarea de a sta în adunare. Timotei 1:19. Să păzești credința și un cuget curat, că unii l-au pierdut. Fiul ăsta întâi s-a pierdut în inimă, după aceea s-a pierdut fizic într-o țară depărtată. Rătăcirea noastră poate începe în inimă și, repet, vine duhul rătăcirii cu mândria. Mândria inimii tale te-a dus în rătăcire. Acum ne verificăm. Că în Levitic 26:19 spune, Domnul, voi frânge mândria puterii tale. O voi frânge. Nu vorbim de puteri abstracte, că în univers sunt puteri care nu le înțelegem noi. De exemplu, 1 Corinteni 15:56 spune de puterea păcatului. Și puterea păcatului atrage după sine numeri, 2:14, puterea morții. Îți urmată puterea păcatului, e urmată de puterea morții. Dar mai mare ca puterea păcatului, spune în Marcu 2:10, dacă să știi că pe pământ fiul omului are puterea să ierte păcatele. Puterea iertării mai mare decât că puterea iertării la Domnul Iisus. Și fratele aminteam, Matei 28:18, toată puterea mi-a fost dată în cer și pământ. Deci există puterea păcatului care atrage după sine puterea morții. Dar mai mare, și asta e o veste bună pentru toți, puterea iertării de păcate e mai mare. Și apoi spunea Pavel în Filipeni 3:10, de puterea învierii lui, că puterea iertării atrage după sine puterea învierii. Doamne ajută-ne! Dar între oameni se caută alte puteri. Și acum vine, repet, Leviticul, voi frânge mândria puterii tale. Ce puteri caută oamenii aici pe orizontală? Proverbe 18:21. Viața și moartea stau în puterea limbii. Eu am numit-o asta putere politică. E foarte mare puterea politică. Și se practică. Isaia 31. Puterea carelor și a călărețelor. Asta e puterea militară. Nu vedeți cum oamenii își încordează muștii? Nu vedeți cum defilează și se laudă cu ce au ei? Puterea militară. În Daniel 4:30 se plimba împăratul pe acoperișul. Nu este Babilonul cel mare care l-am zis eu cu puterea bogățiilor mele. E puterea economică. Oamenii se mândresc cu puterile astea. Există o mândrie a puterii. Care e mai tare? Care e mai puternic? Dar mândria nu caracterizează biserica. Acela care e puternic e Domnul Iisus Hristos. Noi avem unul puternic. În tot universul nu-i putere mai mare decât aceea care o are Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Lăudat să fie numele Lui. Mândria puterii. Este adevărat și mândria asta frumusețe. Isaia 3:16, fiicele Sionului sunt mândre. Când cineva exagerează cu preocuparea pentru înfățișare. Mi-aduc aminte că avem un, știu cum mă filmați, avem un frate care s-a dus la Cluj într-o adunare mare, dar un frate proroc de 80 de ani și s-a uitat și prima vorbă a spus, surorilor, glietul se dă pe perete, nu pe obraz. Și frații tăi au pus capul în jos, rușinați. Unii cheltuiesc timp enorm în fața oglinzii când vin la adunare. Știu asta.
Oare am stat măcar atâta timp în rugăciune? Că stai în fața oglinzii, stai în față, stai pe genunchi ca Domnul să dea har în adunare, să fie adunarea plină de Duhul Sfânt. Unii cheltuiesc averi întregi. Nu suntem fanatici. Pavel spune în Evrei 10:22, venim cu trupul spălat, cu apă curată. Da? Noi ne îngrijim, ne întreținem, așa venim la adunare, dar nu exagerăm. Nu exagerăm, pentru că pocăința înseamnă smerenie, înseamnă umilință, înseamnă decență. Spunea Domnul Matei, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit. Dumnezeu să ne ajute. Există mândria puterii, mândria înfățișării și mai este o mândrie poate mai periculoasă ca astea. Apostolul Pavel a fost un om deosebit, răpit în al treilea cer, a văzut lucruri ce nu le-a putut povesti, nici nu-i voie de spus. Și în 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 7 spune, și ca să nu mă umflu de mândrie, Dumnezeu m-a pus un țepuș, un sol la satanii să mă părscuiască. Există și o mândrie spirituală. Numai ce ai predicat un pic mai bine și vai, cine ești tu? Numai ce ai cântat un pic mai frumos și vai, ce grozavă ești tu? Numai ai avut o lucrare care s-a împlinit și vai, cine ești tu? Când încearcă diavolul, spunea cineva, comprat, o predica foarte bine și când o ești afară într-o soră, că frate, am venit prima, vreau să te felicit că ai predicat foarte bine. Fratele spune, ești a doua. Dar cine-o? Întâi mi-a spus diavolul. Că am predicat foarte bine. Atât ai de ușor să cazi în mândrie, fraților. Atât ai de ușor să-ți bagi un ziar sub picioare, diavolul. Și unii frați care te respectă și așa, Domnul se binecuvinteze, noi apreciem lucrarea. Dar nu avem voie să ne mândrim. Nu avem voie. Că mândria stă înaintea pieirii. Mândria e macazul ăla care ne deviază de pe calea cea dreaptă. Vine Duhul rătăcirii și ne face mândria inimii tale te-o dus în rătăcire. Eu mă rog Domnului să ne păzească de mândrie. Și acum fiecare ne verificăm. Eu predic din Scriptură, ați văzut. N-am scris eu versetele astea. Astea spuse de Duhul Sfânt aici. Ne verificăm fiecare. De care mândrie aveau sau dacă avem? Constatarea care o am eu. După ani și ani de pocăință, eu am 63 de ani de când merg în adunare. Nu lipsesc. Au fost oameni foarte capacitați, păstori, proroci, evangheliști grozavi și-au căzut. Am urmărit viața lor. Nu a căzut niciunul până nu a fost mândru întâi. În momentul când te mândești, l-ai potrivnic pe Dumnezeu, 1 Petru 5:5, că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Când te sui mândru la amvon, ce har mai vrei? Când ei mândră microfonul, că tu ești grozavă, ai să cânți frumos ca la o perete, dar nu-i niciun har, ca nuca de perete, eu vorbă Moldova. De aceea mă rog tuturora, Domnul să ne ajute să fim smeriți și Domnul să ne dea har în slujire. În Amos, parcă 4:12, spune căci Duhul de curvie te-a dus în rătăcire, nu în Amos, în... Hai să citim ca să nu greșim. Cred că în Osea, ia vezi dacă ești mai iute ca mine, scrie acolo că Duhul de curvie te-a dus în rătăcire. Hai să vorbim puțin, așa, în mod decent despre asta. Eu n-am notiță și mai întâmplă să mai greșim. Cine nu greșește în vorbire, spune Iacob, e un om desăvârșit, nu-s eu acela. Pavel spune așa, 1 Tesaloniceni 5:23. Și Dumnezeu păcii să vă sfințească iarăși pe deplin. Și Duhul vostru, și sufletul vostru, și trupul vostru să fie păzit întregi fără prihană la venirea Domnului Iisus. Noi suntem o trinitate. Avem Duh, avem suflet și avem trup. Eu am constatat că Duhul curvie acționează la toate trei nivele. Ce înseamnă curvie duhovnicească? Și versetul ăsta spune, evreii, poporul, o curvit cu piatra și cu lemnul. Asta întotdeauna înseamnă idolatrie. Idolatria era curvia
la nivel duhovnicesc. La nivel sufletesc, sufletul are sentimente, voințe și rațiune. Curvia se petrece la nivelul sentimentelor. Domnul Iisus spunea Matei 5, 28-29. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă zic, oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Aici trebuie să fim foarte atenți, frații mei, că Duhul curviei acționează la nivelul sufletului prin sentimentele noastre. Iacov 1:13 spune așa: niciunul din voi să nu spună sunt ispitit de Dumnezeu, că Dumnezeu nu ispitește, nu poate fi ispitit ca să facă rău, El nu ispitește pe nimeni. Dar fiecare ispitit când e atras de pofta lui însăși momit, pofta zămislește păcatul și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Știți cum se întâmplă cu zămislirea păcatului? Vine pofta în tine și pofta vine și din firea pământească și atâțate de anumite duhuri din exterior. Dacă nu suntem atenți, gândurile vin peste oricare. Gânduri vin de tot felul. Diavolul are interes să ne aducă gânduri rele, Ioan 13. În timpul cine? După ce diavolul a pus în Iuda Iscarioteanu gândul să-l vândă pe Iisus. Diavolul vine cu gândurile lui, cu ispitele lui. Înțelepciunea-i să nu zămislească pofta asta în mine. Înțelepciunea este să îndepărtez gândul ăsta. S-ar putea să nu fie o curvie în trup. Dar dacă te uiți după o femeie, vorbesc cu frață, și viceversa, tu după un bărbat, am primit și astfel de mărturisări, da? Și poftești, tu ai preacurvit, duhul ăla de preacurvie îi în inima ta. Chiar dacă n-ai înfăptuit, la nivelul trupului, păcatul înfăptuit. Dumnezeu să ne păzească. Acum ne verificăm că suntem oameni. Nu suntem aici arhangeli care au venit din cer și predicăm. Toți avem ispitele noastre, toți avem gândurile noastre. Pavel spune în Evrei 4:15, noi nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci de unul care a fost ispitit ca și noi în toate lucrurile, dar, deci, ispita nu-i sinonim cu păcatul. Și Domnul Iisus a fost ispitit, dar El nu a păcătuit. Ispita e un atac violent al vrășmașului la nivelul minții. Și dintr-o dată te pornești că gândești ceva rău, după ani de pocăință, de slujbă, te trezești că gândești ceva rău, păcătos. Spunea Apostolul Pavel în 2 Corinteni 11:3, dar mă tem că după cum șarpele a amăgit pe Eva prin șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care sunt în Hristos. Poate veni un gând murdar. Ce facem? Nu-l localizăm în noi. Cerem sângele Domnului. Ne gândim la altceva, facem altceva. În biserica catolică e permisă, da? Sunt 7 păcate mari, capitale. Pe primul loc e pusă lenea. Și ei spun că lenea e atelierul în care se pregătesc toate celelalte păcate. Primesc o mărturisire de la un frate. Frate, îmi vin gânduri murdare dimineața, așa când mă scol, când stânăr. Băi, cât era ora? Era 8. Trebuie să fi dus la lucru de mult. Și fete și băieți, la ora 6, sculați-vă, spălați-vă, dați aspiratorul, spălați farfurii de 2 ore, duceți-vă afară la treabă, că lenea e atelierul în care se prelucrează toate fanteziile noastre. Eu mă rog Domnului ca să ne păzească de Duhul acesta. E un macaz de ăla periculos, care de pe calea pocăinței, de pe calea Domnului cu o destinație foarte bună, s-ar putea într-o zi să ne pomenim că nu mai suntem pe calea Domnului. Părinții noștri, când eram, tata îmi povestea că era un om din Suceava, a ajuns mare ștab el pe la București și a venit cu trenul și acum merge acasă. A luat un birjar, știți povestea, nu știu cât e dreaptă sau nu. Eu o știu de când eram așa copil mic. Și eu spun la acela, du-mă pe strada cu tare, da mă duci pe aici, pe acolo, pe aici. Omul voia să vadă amintirile lor din copilărie. Ăla, eu știu drumul. Și a luat pușcă încolo. Ăsta s-a dat jos și bijarul mergea să întâlne cu alții. Unde mergi? Îl duc pe Domnul.
Ăia se uita, nu mai era nimeni. Nu cumva noi credem, mergem spre țara veșnică, mergem, dar să fi deviat de la calea mântuirii. Am vorbit doar de Duhul mândrie și de Duhul curvie. Mai sunt și alte macaze de astea? Mai sunt. Cât Iuda 11. Vai de ei, s-au rătăcit pe calea lui Cain, s-au aruncat pe calea lui Balaam din dorință de câștig. Știi că și lăcomia e un macaz de ăsta care te scoate de pe calea Domnului? Toți avem familie, și eu am familie, și copii, și la școală, și ne trebuie bani. Eu când am cercetat problema lăcomiei, m-am dus la dicționarul român să văd ce e lăcomie. Și ăla parcă era pocăit. O scris, dorința necumpătată de câștig. Asta e lăcomia. Și acum lăcomia e și o lăcomie bună. Sunt lacom după poruncile tale, 819, dacă am avea lăcomia asta. Dar de multe ori noi suntem lacoli pentru lucrurile astea materiale. Efeseni 5:3, lăcomia de avere. Luca 12:15, păziți-vă de orice lăcomie de bani. Este lăcomie pentru lucrurile materiale. Știți că asta ne abate de pe calea pocăinței? Când un om lucrează excesiv, de dimineață până seara, și își neglijează sufletul, neglijează familia, să știți că ăla om este în pericol. Când s-a făcut CAP-ul la Bosanci, inginer șef era unul Ițcuș, un evreu, și le spunea la oameni, măi, oameni buni, tata era și el brigadier pe acolo, Dumnezeu când vrea să-l bată pe omul ăsta, nu e, îi dă. Și omul ăla îl vezi numai cu cizme de cauciuc și numai în salopetă și niciodată, ăsta n-are nici duminică, n-are nici suflet, n-are nici nevastă, n-are nici copii, el are de lucru. El are de lucru. Și din dorința asta, din Duhul ăsta al lăcomiei, unii au abandonat calea sfântă, să aibă mai mult, să aibă mai mult și mai mult. Dar noi nu moștenim pământ, oameni buni. Pavel spunea, dacă avem cu ce ne îmbrăca și avem ce mânca, să o cotim când e de ajuns. Duceți-vă să vedeți ce se întâmplă în Ucraina. Duceți-vă să vedeți acolo bogății dărâmate tot. Duceți-vă în Turcia dacă vreți. Avem imagini de acolo. Dar într-o zi va veni o vreme când cerul va trece cu trosnet. Trupuri cerese vor topi de căldură. Pământul cu cei pe el va arde. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Lăcomia îi duce pe oameni în rătăcire. Îi lăcomie de lucruri de bunuri materiale, nici lăcomia de mâncare nu-i bună. Că spunem Proverbii 23:1-2, când te duci cu cei mari la masă, pune un cuțit în gât dacă ești prea lacom. Sunt oameni lacom la mâncare. Există lăcomie de păcat, aminteam în Efeseni, să vârșesc cu lăcomie orice fel de nelegiuire. Dumnezeu să ne păzească. Frații mei, noi suntem pe calea Domnului. E o cale îngustă, e mai grea, e alunecoasă. Vine diavolul și diavolul vrea să ne abată de pe calea mântuirii. Vine Duhul rătăcirii de care vorbea Ioan și vrea să rătăcească adunarea, familie și frați. Ne verificăm în această după-amiază și rugăm pe Domnul să ne țină El picioarele pe calea Lui. Doamne, ajută-ne la asta! Mai există și ignoranța, neștiința. Matei 22:29, vă rătăciți că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Cum stăm cu cercetarea Scripturii? Azi povesteam la niște frați că noi am avut un prezbiter, un om deosebit, un om al Dumnezeu cu descoperire din cuvânt. Tata 11 copii, la 51 de ani a murit. Un copil căsătorit, 10 orfani. Înainte de a muri, el îmi povestea o întâmplare. Frate Dragoș, am luat din fața adunării o soră în vârstă, o soră văduvă, s-o duc acasă, că mergea greu. Și în mașină vorbesc cu ea, doar nu ești mut. Soră, ce mai faci? Măi, frate Sami, să spun, de la 1 ianuarie m-am apucat să citesc Biblia. Din Genesa în Apocalipsă o citesc tătă. Și a spus, ce coincidență. Tot de la 1 m-am apucat și eu. La 1 m-am apucat și eu. Matale, soră, pe unde ai ajuns?
era prin Marte, spune frate. Și eu am ajuns la Efeseni, dar tu? Și îmi spune Sam, eu nu i-am mai spus. Eu eram la Leviticul. Presbiterul un pic și văduva aproape tot. Acum tot în Marte suntem. Voi pe unde sunteți? Cu cititul Bibliei. Vă rătăciți că nu cunoaște nici scripturile, nici putere. Amândouă trebuie cunoscute. Îi ca o barcă cu două vâsle. Unii pun accent prin scriptură, scriptură, scriptură. Dau dintr-o vâsle să învârt roată până amețesc. Alții ignoră scriptura. Lucrări, Duhul Sfânt, aveți un proroc, telefon, vreau să sun la un proroc. Prorocie și vedenie. Și de la o parte scriptura. Îl amețește și el. El amândouă trebuie și scriptura și puterea lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne la asta. Ioan 5:39. Cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică și tocmai ele mărturisesc despre mine. Și acum am permis să vă întreb, că fratele spunea că frate Dragoș, noi te iubim și eu vă iubesc. Un predicator spunea recent despre mine, nu îmi place de Croitor Dragoș și Virgil Neagu cât predau cu băta. Am dat eu cu băta în seara asta. Spunea omul Dumnezeu, martorul meu este Dumnezeu, că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă. Așa cum doresc să ajungă familia în cer, așa vreau să fiți și voi. Să-L locuri în rai pentru toți. Așa cum vreau fetele mele, că am acasă fete și băieți, să fie mântuiți, așa vreau să fiți și voi tineri, deci mântuiți. Dumnezeu să ne ajute. Și Pavel spunea unui biserici, oare m-am făcut vrăjmașul vostru, cum am spus adevărul? Eu vă spun numai ce scrie în Sfânta Scriptură, ce am primit de la Domnul și Dumnezeu să ne dea pricepere la fiecare. Vă rătăciți că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Și azi povesteam, poate v-am spus și vouă, că eu prima dată am vorbit la telefon în clasa 9. Eram la Brașov, la liceu, și îmi trebuia niște acte de acasă și m-am dus și am dat aviz care știe ce vorbesc. Și apoi pe a doua zi m-a programat și poștașul s-a dus și a chemat pe mama la poște și a strigat acolo, cabina 15, Croitor Dragoș, Bosanci. N-am vorbit niciodată. Când am luat receptorul și am auzit, mama, am început să plânge. E, stai măi băiete, ce vrei? Băi, dăm niște acte, nu știu ce. Eu m-am speriat de telefonul acela. Când eram prin clasa 12, era o fătucă îmi scria niște scrisori, niște plicuri rose și amuliță în minte. Îmi trimitea. Făcea 3 zile scrisoare la Suceava, la Brașov. Eu îi scriem 3 zile încolo, la o săptămână iară primeam. Mi-aduc aminte că o dată am luat scrisoarea, nu vă spun ce scrie în trânsa. Am luat scrisoarea și citim, am dat capul de perete. Dar nu m-am spărat, m-am turnat și citim mai departe. Măi, oameni buni, niciodată nu mi-o dat prin cap, joia când primeam scrisoarea, să o pun în dulap și să spunea să citesc duminică după amiază, dacă am timp. Niciodată. Dar voi cum depuneți scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu, o puneți acolo în dulap și nu mai citiți o săptămână? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea s-a citit. Aici dragostea lui Dumnezeu, în cartea asta. Aici e mirele nostru. Este o cântare mai mult decât dorește logodnica pe mire. O fată logodită nu se gândește decât la mirele ei. Eram la o cumnată la nuntă și a început să servească fetele, au pus borșul pe masă și una care servea o sună telefonul și vorbește. S-o da și sarmale, s-o da și o friptură, am pus să pune prăjiturile, o găti nunta și ea tot vorbea. Și eu am spus, tot cu David Grăieștu. Da, frate Dragoș. Dar eu sunt logodit, el în Italia și noi tot la telefon. Pe cine chemă? Cum să fie rochia? Cine să predice? Că eu m-am dus lângă ea și am spus, hai tu vorbește să asculți. Și ce vorbești? O spus, frate, Dragoș, nu râde. S-au căsătorit, au o casă de copii, trăiesc bine. Bă, cu cât drag vorbea unul cu altul, cu cât drag se suna, dar mirii nostru în cer. El s-a dus să ne pregătească un loc. A spus, mă duc și vin și vă eu. Și vine la Oradea și ia adunarea din Maranata. Ne găsește pe calea ce e
sau cine știe unde am ajuns pe calea asta rătăcit. Domnul să ne dea înțelepciune, frate, că și ignoranța e un macaz de ăla care ne duce în rătăcire. Mai spune în Iov, capitolul 36, versetul 18, parcă. Supărarea ta să nu te împingă la bagiocură și prețul răscumpărării să nu te ducă în rătăcire. În Psalmul 49 vorbește de unii care au comori și versetul 7 spune răscumpărarea e așa de scumpă că n-a să facă niciodată. Dar nu se face cu bani, cu aur. Că noi am fost plătiți nu cu aur sau argint, spunea Petru, ci cu sângele Domnului Iisus Hristos. Răscumpărarea noastră se face, noi avem credință că suntem iertați. Eu am credință că atunci când m-am pocăit, Dumnezeu m-a iertat de toate păcatele. Și mai cred că Dumnezeu în fiecare zi când îmi cer iertare, El mă iartă. Că noi greșim în multe feluri. 1 Ioan 1 cu 7 spunea, dar dacă umblăm în lumină după cum El însăși este în lumină, avem părtășii unii cu alții și sângele Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Nu știu ce aveți în viața voastră, nu vă știu trecutul, nici nu mă interesează, nici nu știu păcatele tale de azi sau de ieri. Eu un lucru știu, dacă îți ceri iertare, Dumnezeu te iartă. Și în Proverbi, nu 28 cu 13, spune, cine ascunde fără de legea nu propășește, dar cine o mărturisește și se lasă, capătă îndurare. Hai să ne mărturisim păcatele, suntem la fel, nu e unul mai bun ca altul. Ne mărturisim păcatele, umblăm în lumină și Dumnezeu îi spune, Doamne, eu de asta mă las. Îi atins pe unul de mândrie, un pic? Hai să-i spunem, Doamne, eu mă las de mândrie. Ceva de curvii, de poftă, de priviri pofticioase. Hai să ne lăsăm și de asta, vreți? Unul tendință de lăcomie are în el. Unul nu-i interesat de Scripturi. Hai să ne lăsăm și de asta, Dumnezeu să ne ajute. Necredința. E un alt macaz de el, eu vorbesc în termeni ceferiști, care ne abate de pe linia directă și ne duce într-o abătută, pe linie moartă. Avem credință? Evrei 11 cu 6, și fără credință e cu neputință să fim plăcuți, că cine se apropie de El trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Credința, dacă vreți, e un, așa ca un aparat optic, așa, că spune în Cartea Evrei, capitolul 11, că oamenii au privit prin credință. Prin credință Aram și Iochebed au văzut că Moise e frumos, dar în Psalmul, în versul 27 spune că prin credință Moise, ca și cum l-ar fi văzut pe cel nevăzut. Moise l-a văzut pe Dumnezeu care nu se vede. Avram a văzut prin credință o cetate care avea temelii tari. După ce a văzut cetatea asta, Avram nu a mai făcut casă cu temelii. El toată viața a locuit în corturi, că era străin și călător, față de temeliile care le-a văzut el și de care le descrie Apocalipsa, temelii de iaspe, de rubin, de celelalte. Deci noi prin credință, ați văzut dumneavoastră, la 2 km vezi câteva că mișcă. Pui binoclu la ochi și să-l aduci în fața ta binoclu. Ăsta e rolul credinței. Noi prin credință venim venirea Domnului, de care spunea Apostolul Pavel, nu vă întristați ca cei care n-au nădejde. Că dacă noi credem că Hristos a murit și a înviat, credem că va aduce înapoi ce a adormit în El. Va veni Dumnezeu cu o trâmbiță, cu un arhanghel, cei morți vor învia, cei care sunt în viață împreună cu ei vor întâmpina pe Domnul în văzduh. Astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Asta se vede prin credință. Dumnezeu să ne dea credință. 2 Corinteni 13 cu 5 spune, pe voi înși vă încercați-vă, cercați-vă dacă sunteți în credință. Dumnezeu să ne dea credința asta. Apoi nu, este credință mântuitoare, fapte 16 cu 30, ce să fac să fiu mântuit? 31, cred în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Credință care ne vindică. Iacob 5 cu 15, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul va însănătoși. Și dacă a făcut păcate, vor fi iertate. Credem asta? Să ne mărească Domnul credință. Petru spune că voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Să redea Domnul credința asta. Necredința
E un macaz de ăla care te abate de pe calea Domnului. Prin necredință lucrează Duhul rătăcirii. Că este Duhul ascultării și Duhul rătăcirii. Și Ioan spunea, prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu, că ne ascultă. Cine nu ne ascultă, nu-i din Dumnezeu. Dumneavoastră, cum stați cu ascultarea? Dacă vorbesc cu copiii, Efeseni 6, ascultați în Domnul de părinții voștri, că-i drept. Avem ascultarea asta? Și dacă vă mai spun un verset din Evrei 13:17, ascultați de mai mari voștri și fiți resupuși ca unii care priveghează asupra sufletelor voastre ca să facă lucrul acesta cu bucurie și nu suspinări. Așa ceva nu v-ar folosi la nimic. Cum stați cu ascultarea de mai mari? Aveți mai mari în adunare? Îi cunoașteți? Știți cum îi cheamă? Că în Efeseni 4:11 spune și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. Ăștia sunt în adunarea de ei, din Oradea, de la Maranata. Ascultați? Eu când am pus problema ascultării, am așezat ascultarea din punct de vedere al execuției. Între înfăptuire și refuz. Poți să asculți și poți să nu asculți. Eu acum nu vreau o ascultare oarbă. Eu întotdeauna când primesc un îndemn, o poruncă, eu mă uit cine în spate. Când porunca vine din Scriptură, 100% trebuie să o împlinim. Doamne ajută-ne! Când porunca vine printr-un dar profetic, am dreptul să cercetez, Ioan 4. Nu dați crezare oricărui duh. Am dreptul să o cercetez. Și dacă Duhul e veritabil, e de la Domnul, împlinim. Dacă nu, am dreptul să o refuz. Când porunca e dată de un simțământ lăuntric, că Domnul și așa ne vorbește, ne uităm la călăuzire. Îți călăuzit de fire sau de duh? Prin simțământ lăuntric Domnul ne vorbește adesea. Mi-aduc aminte de fratele Beraru de la Rădăuț, poate v-a mai povestit, un om pocăit, era într-o zi după muncă, a venit acasă și spune la nevastă, fă ceva mâncare, eu să mă spăl, să mă culc. Și când s-a rugat, îi spune Duhul Sfânt, ia alimente, merinde, du-te Rădăuți pe strada cu tare, la casa cu tare, că sunt copiii, mă așteaptă, că n-au ce mânca. Și el îi spune că era un pocăit, Doamne, dar în capul tu celălalt de Rădăuți, sunt n-ai pocăiți? Și Duhul Sfânt îi spune, am, dar ei nu mă ascultă așa ca tine. Oare ce gândește Domnul despre ascultarea mea, că despre asta vorbim acum? Cine din Dumnezeu ascultă? O lua două plăți cu mâncare, o lua nevasta cu el, o spus, stai la portiță. El s-a dus, s-a uitat pe geam. O mamă și parcă nouă copii erau în genunchi. Bărbatul bolnav de cancer era internat. Și îi spune, hai, că nu m-a înșelat îndemnul meu. Întâmplarea a fost că a venit fratele de la spital, s-a rugat pentru el și Dumnezeu l-a vindecat. Mie mi-a spus un frate care era în casă la Beraru. Era bolnav, avea o durere de stomac, de nu mai putea. Și s-a coborât jos pe marginea 4, a deschis Biblia și a pus degetul așa pe un verset. Și a spus, Doamne, toată viața mea am împlinit versetul ăsta, am împlinit-l Tu. Acolo scrie, ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, Psalmul 41, versetul 3, când îi pipat de suferință, Domnul îi alină durerile. Și îmi spunea fratele martor de Rădăuț, după ce au făcut rugăciune, atâta s-au rugat, s-au ridicat și au spus, m-au vindecat Dumnezeu. Dumnezeu împlinește făgăduințele. Dumnezeu e cu noi, fraților, e greu în Oradea, știu că e greu, dar nu suntem singuri. Pe calea asta e cale foarte îngustă, dar pe calea asta a mers Domnul înaintea noastră. Pavel spune 11:1 Corinteni, călcați pe unul meu, eu cal pe lui Hristos și la capătul cărării ne așteaptă cu una celui ce-o biruit. Așa de tare vreau să ajungeți voi în rai, să fiți mântuiți voi și casele voastre. Și dacă unul rătăcit de la calea adevărului, ne întoarcem în seara asta de la rătăcirea noastră. Dumnezeu să ne ajute. Când am vorbit despre ascultare, din punctul de vedere al timpului,
am așezat ascultarea între grabă și zăbavă. Că Iacov 1:19 spune, știți bine, prea iubiții mei, lucrul acesta, orice om să fie gramnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Așa suntem? Dacă le inversăm un pic, gramnic la mânie, vi s-a întâmplat să fiți gramnic la mânie? Dumnezeu să ne ierte. Hai să împlinim versetul ăsta. Și când am vorbit despre ascultare, din punct de vedere al calității, am pus între ascultare totală sau parțială. Vine Saul, parcă îl văd dacă în armata rusească, la Samuel, să trăiți. Am împlinit cuvântul Domnului. Și ăsta spune, dar ce să auzi, ce cu biehoi? Poporul. Hai să-l ascultăm pe Domnul, frață. Dumnezeu să ne ajute. Mă uit la ceasă, timpul trece. Fraților, noi suntem pe calea Domnului. Aici merge biserica. Nu merge ca lumea. Lumea are mersul ei, dați-i pace. Are țelul ei, au hainele lor, au vocabularul lor, au preocupările lor. Noi suntem biserica Domnului, noi mergem pe calea asta. Atenție ca duhul ăla de rătăcire să nu ne rătăcească. Și dacă sunt oameni care nu-s pocăiți, rătăciți de la fața Domnului, să meargă să intre și ei pe calea asta. Doamne, ajută-ne! Dar asta trebuie să vrem și noi. Psalmul 139, versul 23-24. Cercetează-mă! Și vezi dacă sunt pe o cale rea, du-mă pe calea mântuirii. Domnul să ne ajute! Păi Domnul vrea să stea de vorbă cu tine. Nu te ascunde ca Adam printre copaci. Că e adunare mare și la balcon și în cor, da? Și cuvântul Domnului vorbește și tu stai după un frate cu rătăcirea în inimă. Nu te ascunde. Spune, Doamne, ăsta să încercetează-mă, dacă nu-s bun, du-mă pe calea mântuirii. Sunt două cărți în Noul Testament care n-au amin. Faptele Apostolilor, că astea nu s-au gătit. Le faceți și voi, nu? Noi tot scriem în cartea asta. Până vine Domnul, tot scriem. Faptele Apostolilor. Și cartea lui Iacov, cât oamenii mai rătăcesc. Și Iacov tot spune, hai întorceți de la rătăcirea lui. Să ne ajute Domnul să rămânem pe calea mântuirii. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Aveau bătrânii noștri o vorbă, dacă nu ne mai vedem aici, nu știm ce se întâmplă. Recent am ascultat o lucrare printr-un proroc autentic, autentic. Și spune că în România, în scurtă vreme, se va da un ordin ca tinerii voștri să fie încorporați și nu-și vor găsi liniște. Eu mă gândeam, am 3 băieți așa mari, niciunul nu-i însurat. Oare cum aș vedea eu să văd băieți îmbrăcați militar, duși nu știu unde? V-ați gândit vă odată la asta? Și spunea Duhul Sfânt, rugați-vă, mijlociți ca eu să intervin, eu să apăr țara asta. Și eu mă rog, nu-i zis, nu mă rog, de câteva ori, Doamne, lasă pacea ta în România. Eu sunt mai lipit de Ucraina decât voi. Știu că și voi financiar, prin mine, ați dat o mare sumă de bani acolo, biserica, și vă mulțumesc pentru asta. Uitați-vă în Turcia, n-am fost, câteva imagini. Blocuri au căzut jos, mor oameni. COVID, nu știu, s-au dus cu tătul, mai vine înapoi. Vă aduceți aminte, nu? Tot felul de pandemii, crize economice, crize alimentare. Ne dau să mâncăm caravane acum, că asta e mâncarea noastră. Nu știm ce aduce ziua de mâine. Eu știu că Domnul Iisus e aproape să vină. Și așa aș vrea când va veni pe nori cerul să mă găsească pe calea Domnului. Și acolo să vă găsească și pe voi. Amin. Mulțumim, ascultăm corul de tineri care vor lăuda pe Domnul cu o cântare.